Păi cei tineri n-a salutat armata așa. Cei e la front, l-ați văzut poate în imagine. Și știți cum se spune în popor? Că armata e frumoasă să o vezi. Dar să fii pe front, bunicii mei, amândoi, au fost în război din 39 până în 45. Și când povesteau, mi-amintesc în copilăria mea, i-am înseamnă că plăcea ca și copilul să cum stăteau ei, dar să fi fost eu, în tranșee, frământ, înghețați, răniți. Acesta e războiul. Dar bătălia spirituală despre care scrie aici, se dă zilnic. Iată ce scrie în versul următor, tot adresându-se tinerilor. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Bătălia fiecăruia dintre noi se dă pentru suflet și se dă împotriva diavolului. De fapt, dacă vreți, noi ne-am născut într-o vreme de război. Inclusiv Adam și Eva, proto-părinții noștri, când au fost creați de Dumnezeu, războiul era între Dumnezeu și Îngerii Lui și diavolul, cu Îngerii care s-au asociat cu El la revolta ce a avut loc în cer. Și de îndată ce omul a fost aderat în grădina Edenului, au intrat și ei în război. Atunci, Adam și Eva au fost înfrânți. Ciudat. Știți cum i-a bătut diavolul pe Adam și Eva? Cum a reușit să-i scoată din grădina Edenului? Fără să vă imaginați grădina aceea. Și vorba poetului, că parcă îți vine să regreți că nu erau atunci în lume, nici cronicar și nici albume. O grădină, ei, proprietari, cotă unul pe unul, toate la îndemână, nici un vierme să strece pe un rod, nici vreun vecin să nu păgară, fericiți tineri, Adam și Eva, și deodată, într-o zi, are o să fie deghizat. Și întreabă, ce faceți? Păi, uite, prin grădină. Dar oamenii, putem să mâncăm pe ales. Poate și n-au apucat să mănânce din toți pomii din grădină. Și nu să fie unul acela, diavolul. Le spune, dar din pomul ăsta ați gustat vreodată? Și Eva, zic că femeii nu vorbesc mai repede decât bărbații. Prima zice, nu m-a zis Dumnezeu, e periculos. Nici să nu ne apropie mai aici. Oare. Amintiți voi bine, chiar așa a fost. Da, da. Zice, da, de bun. Voi nu știți. Și, dragi tineri, nici voi nu știți că n-ați mai trăit odată. În reîncarnare, nu cred că credeți, nu? N-aveți concepții hindusul. Dacă mâncați voi din pomul ăsta, a fi colosat. Uitați-vă în Manuel cum arată. Ce crești frumoasă, ce roadă. În niciun alt pom nu stă asta. Mai e ceva, mai mult decât atât. Dacă gustați din pomul ăsta, voi ați văzut pe Dumnezeu cu cât de măreți. Ca el o să fiți. Și imaginez pe Eva, tânără. Se uite la pom, se uite la musafirul ăsta care îi îndemna să mănânce, se uite la Adam, el începea să se închide și a gustat ea, a gustat el și dintr-o dată chiar v-ați gândit cum a fost acolo. Așa o amărăciune, așa ceva, o durere de stomac, s-o fi întrebat ce e asta, dintr-o dată și-au dat seama că parcă nu mai sunt atât de poleiți, parcă n-am mai văzut așa frumoasă pe Eva. Ea s-a uitat spre el. Musafirul a dispărut. Și-a zis, ce-i cu noi? Aveau ca o aură de slavă în jurul lor. S-a topit. Vai, vine proprietarul, vine Dumnezeu. Au fugit. Și-a venit Dumnezeu și le-a întrebat, ce-i cu voi? Păi ne-a fost frică, ne-am ascuns. Dar de ce v-ați ascuns? Nu cumva ați mâncat? Și ce-a spus piata femeie? Șarpele, mamă, am mâncat și am mâncat
Și de atunci, povestea e veche, sunt 6.000 de ani, spune Scriptura în Cartea Apocalipsa, capitolul 12, vorbim despre diavolul. Versetul 9. Balaul cel mare, șarpele cel vechi, câi de atunci de mult, numit diavolul Satan, acela care înșeală întreaga lume. Acum, eu discut cu dumneavoastră și vă întreb ceva, dar nu trebuie să ridicați mâna sus. Așa fiecare pentru sine. Este vreunul pe care diavolul nu l-a păcălit niciodată. Și-a fiecare să vorbească cu el însuși. Este vreunul care l-a biruit pe diavolul întotdeauna. Care n-a fost păcălit niciodată să mintă. Dar cum să nu te păcălească să numesc când ai fost un copil? Când ți-a zis tata, apropo de asemănarea cu Adam și Eva, trebuie să rămânești din perlea astea până se foc, doare multă. Într-o zi ți se produc o pară de cop. Și până să ajungi tu la Sfântul lui Fiu, că e cop sau nu-i cop, dar ai mâncat jumătate. Și te-a întrebat tata, mai ai mâncat de pere? Cum l-a întrebat o dată polițistul pe un frate care l-a prins la semafor. Și ce culoare la semafor? Cum să zic, cu foroșul, nu? Știa că dacă fă verde, dar mai poliția își treabă cu el. Și zice, galben amestecat cu roșu. Și zice polițistul, auzi, să nu mai treci numai când e galben amestecat cu roșu. Dar nu știu cum se face că roșu ușor ne bate diavolul și am scăpat-o niciodată. Hai să vă care dintre fete, uitându-mă în oglindă, așa mai aranjându-vă hainele, știu eu, machiaj, ce mai ține, sau... L-a zis, chiar că sunt frumoasă. Și poate în momentele acelea v-ați comparat cu altul, v-ați gândit că așa veți fi atrăgătoare pentru un băiat. Și știți ce ați uitat atunci? Să mulțumesc lui Dumnezeu că v-a creat. Și diavolul spune, ai văzut? Doamne, de tine uitat, dar farturile ce i-am procurat, eu zice că o fac mai frumoasă. Deci tu n-ai fost bun meșter de la început. Eu am aranjat. Și lista e foarte, foarte lungă. De fapt, toată bătălia care avem de dat cu diavolul este în a păcătui sau în a păcătui. Și știți care e plata păcatului? Spuneți cu voce tare, sau deși la microfonul. Moartea, am să zic că știm. Asta e marea problemă. Mai încearcă așa că de unul se spună, v-am întrebat ADN-ul, dacă să ridicați mâna. Nu, dar fiecare se spună pentru sine, dacă l-a învins diavolul vreodată, dacă a căsut într-o ispită, dacă a păcătuit. Poate că a fost lumea așa în sală care să-și fi zis, eu n-am păcătuit. Știți care ar fi o dovadă lămurită pentru toată lumea, că n-ați păcătuit, că nu îmbătrâniți și nu muriți. Care îmbătrânește, e sigur că moare. Și care moare, înseamnă că a păcătuit. Da. Nu știu cum se face însă că, dacă ar fi să stăm de vorbă cu alții și să ne apărăm, poate în raport cu alții ne socotim bun. Unii se justifică și înaintea lui Dumnezeu, ca fariseul care s-a pus să se roage. Eu nu sunt ca ceilalți. Da. Tu nu ești ca ceilalți, ești ca tine. Dar ai fost înfrânt. Când pentru a muri cineva, nu trebuie să fie terminate toate rugăciunile de dată și inima și plătând și ficat și prerit. Nu. Nu este suficient să faci tot cardeacul, așa? Cu ficatul? Bun. De transplant. Sau brinit, dar lui nu mi-a ajutat la nimic. Se spune că într-o sală de judecată, un avocat a încercat așa forță de să scape clientul care era acuzat de crimă. Deși persoana care s-a spunea că a omorât-o nu era de găsit. Probabil un pachetat sau un grobas.
Și avocatul zice, domnule președinte, adresând judecătorul, pentru a avea dovada cea mai indubitabilă că-și clientul meu nu e vinovat de crimă, vă rog să fiți atenți că în minutele următoare, pe ușa sălii de judecată, va intra cel pe care vă spuneți că a murit. Vă dați seama la asemenea rostire, toată sala a fost pe ușă. Au trecut 5 minute, n-a venit nimeni, că de unde să vină, nu a venit în bine. Mărturia moarte. Și judecătorul îi spune, ați văzut, domnule avocat, și toată sala, că n-avea de unde să vină, pentru că a făcut o crimă. Și avocatul, aici a fost și de tricul, zice, dumneavoastră, nu puteți să pronunțați condamnarea, numai dacă n-aveți îndoieli asupra vinovăției clientului meu. Și din moment ce v-ați uitat spre ușă, înseamnă că nu sunteți sigur și aveți îndoieli. Nu-l puteți condamna. Dar nici judecătorul n-a fost mai prejos. Și spune, da, eu m-am uitat spre ușă, pentru că și ca judecător trebuie să iau toate probele. Dar am observat că clientul dumitare nu s-a uitat spre ușă. El știa că n-ar trebui să vină mortul. Asta e problema. Conștiința noastră poate nu întotdeauna, dar cel puțin în anumite momente ne spune, suntem vinovați, am păcătuit. Și mi-amintesc de vorba unui om care a căzut în ispită curvii o femeie după ce s-a trezit, pe bună dreptate se spune, fac aici o paranteză, că diavolul umblă cu o pătură și spune, nu te vede, nu se aude. Un act, fă-o. Te ispitești, te împingi. Și după ce ai făcut-o, dă pătura la o parte și bate tot. Și după ce s-a comis păcatul, mi-amintesc omul în timp ce mi se spovedea. A zis plângând, zice, cum am greșit? Cum m-am trezit ca dintr-un vis? Și zice, știi ce vorba de spune? Dar plângându-l, zice, și atunci acum. M-ai păcălit, diavole. Mai întreb o dată tot fără să răspundeți. V-a păcălit diavolul până acum? Să răspund eu dacă m-a păcălit? Da? Că mai mult, că mai puțin, mi-am amintesc de greșelile mele, de păcatele mele, chiar dacă să zic Dumnezeu m-a ajutat, sunt născut în familie de credincioși, n-am trăvit, nu am fumat, n-am bun, nu m-a făcut alte rele publice, dar vinovății toți s-au strecurat. Ei, ce am eu cu dumneavoastră în această seară? Dacă noi toți trebuie să recunoaștem că cel puțin o dată, dar de fapt nu numai o dată, diavolul ne-a înfrânt, ne-a îngenunchiat, ne-a înșelat și a păgăduit. În bătălia spirituală. Vreau să demascăm în această seară metodele de atac ale diavolului și totodată metodele sau felul în care noi putem să învingem. Asta scrie Ioan. Tinerilor, voi puteți să fiți tari și să-l biluiți pe cel rău. În primul rând să vedem cu ce oferte vine diavolul la noi. Cum se prezintă. Undeva la o adunare așa cortă și înfrățească un grup, cineva a zis, nu îl întâlnesc eu pe diavol, era așa un barbat bine făcut. Zice, dau eu de pe mine. După câteva zile, cineva îl întâlnește și amintindu-și de vorba aceea, zice, măi, ce ești așa ofilit? Zice, dar nu cumva ai dat o trântă cu deacolo așa, cu febră musculară, așa, parcă greu te miști așa. Zice, măi, ne-am întâlnit, măi, și am dat o trântă. Dar deacolo nu e așa cum am crezut eu, ca un luptător, ca un sportiv. Deacolo s-a deghizat într-o femeie. Și așa m-a păcălit. Da, dragul meu. Diavolul
cu coarne cum cred oamenii. Nu. Diavolul intră în oameni. Ne vorbește prin ei, ne atrage în cursă. Ne poate șopti direct la nivelul gândirii, dar nu vedem nimic. Rar sunt oamenii care au văzut vreo vedenie cu demon. Dar își face lucrări. În textul nostru, de 1 Ioan, capitolul 2, este scris, vă citesc de la versetul 15. Nu iubiți lumea. Dar de ce? Nici lucrurile din lume. Vă citesc Efeseni, capitolul 2. Aici este scris despre diavolul următoarele cuvinte. De la versetul 1. Voi ați morți, adică păcătuiți-vă și ia sub condamnarea lui Dumnezeu. În care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează și acum în fiii neascultării, între ei eram și noi toți odinioară. Deci, lumea, dragii mei, dar prin asta nu mă refer la pământ, la diavol, la ape, nici la oameni, ci la sistemul de gândire, la obiceiurile din lume, la practicile care sunt. Astea toate sunt instaurate de diavol. Și aici, în versetul acesta scrie în continuare, dacă iubește cineva lumea, adică felul de gândire și de trăire pe care diavolul l-a așezat, este subordonatul lui. Este un înfrânt. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Toată bătălia în ființa noastră se dă în a accepta modul de și practicile de gândire și de trăire ale lumii sau cele hotărâte de Dumnezeu. Să luăm un caz concret. Diavolul propune ca fetele să aibă băieți, prieteni, de pe la 12-13 ani. Dacă nu mai repede. Și a reușit în lumea noastră aproape și să-i lămurească pe părinți că băieții și fetele lor trebuie să aibă prieteni. Cineva spunea că s-au întâlnit la sfârșit de an două familii și au zis, copiii noștri sunt prieteni. Adică unul avea o băiat și altul o fată. Și s-a dus vorba asta și cineva le-a zis, dar cum scriți-vă cât mai stați dacă sunt copiii noștri? Și că nu se poate, poate nu se poate. Și n-au numai 12 ani. Și practica aceasta a diavolului pare plăcută pentru fete, dar pentru băieți. Se spune că un băiat a fost crescut la o mănăstire unde erau numai bărbați. De la stare până la ultimul angajat. Și când a avut 12 ani, un călugăr l-a luat cu el la piață, le-a zis de târg și eu l-a dat și una și alta, copilul ăsta a dezolat la mănăstire. Treaba asta, ce e asta, ce știți copiii, când dă primată, spune eu. Când a văzut o fată, atunci, dintr-o dată, a dat seama, s-au stărpit toate sentimentele de el, adrenalină, toate. Ce asta ce e? Și când lucrul zice, ăsta e drăgușul. S-a încheiat ziua de piață. Adică, nu fata era drăgușul. Numai, acolo era drăgușorul, în felul în care se uita unul la altul. Și când se încheie târgul să plece spre mănăstire, întreabă călugărul, mai vrei să spun cu ceva? Să luăm noi la mănăstire? Zice, un drăgușor din ala împrumutăm. Păi la mănăstire nu se poate. Dar voi puteți lua pe Facebook, nu? La 12 ani. Și te discuți, apoi vrei o poză, așa, cu hăinuțe cât mai puține până când vrei o poză, fără hăinuțe. Și ceva din tine te atrage, nu? Și la fată îi place să povestească. Și el îi mai dă nu știu câte like-uri și
Ea o să se simtă încântată și apoi o să se întâlnească într-un parc. Și spunea un băiat de fapt, frate, dar pe mine când mă ia un băiat în brațe, îmi pare că mă ridică la 3-5. Și am zis, să vezi ce o să te lovești când îți dă drumul de acolo. Întrebăm pe cei ce stau la masă.
Dumnezeu vrea să-ți păstrezi curăția până de mărinți. Eram în Irlanda, am vorbit cu doi tineri la un munt. Apoi m-am nimerit în casă lor la un an mai târziu. Și aveau pe masă jurnalul relației lor și a căsătoriei lor. Zice, uite frate ce părtășie frumoasă am avut noi în ideea de căsătorie. Primul sărut ne l-am dăruit în ziua anunții, când eram la masă, deci ne-am pus în sala unde erau prăjiturile și acolo, așa, să fie dulce tot în jur, apropo de dulce. Acolo ne-am sărutat prima dată. Să poți povesti și la copiii tăi. Am reținut o vorbă înțeleaptă pe un site ortodox, care spune așa, sărutul este dezvirginarea minții. Și apoi, întrucât mintea e cel mai important organ sexual, de-a și încolo totul e topogat. Vă recomand să îl biruiți pe diavolul. Să vă ispitească, fă-ți frumos! Și pe voi, băieților, zâna zânilor, din ea la Cosânzeana de poveste. Miss România! Eu rămân pe varianta lui Dumnezeu. Mă voi păstra pentru soțul, pentru soția mea, pentru viața de căsnicie. Amin? M-au sunat odată doi soți. Și spun, frate, avem un copil bolnav. M-a așteptat să-mi spună durere. Și mă întreabă, oare nu cumva pentru că noi, înainte de a ne căsători, n-am fost curați? Eu n-am apucat să-i întreb nimic. Totul a fost monologul lor. Nu știu dacă i-aș fi întrebat asta. Dar spuneți-mi, vă rog, de ce m-au întrebat ei pe mine, dacă nu cumva de la asta ni se trage? E conștiința aceea de care vă spuneam, în fața căreia e bine să vă autoevaluați, ea-i martorul. Da? Hai să vorbim la domeniu. Diavolul e specialist în lumea lăcomie. Ce i-a promis Domnul Iisus Hristos? Că îi dă toată lumea. Mă, să-i simt tineri, tineri, băieți, a și fete. V-ați dori să aveți așa o casă frumoasă? Sau poate eu restați la bloc. Eu zic că e mai bine la casă. Așa. Dar cum să o ai, că nu să vezi toți, nu spune în proverbe, casa așa vrea ne moștenim de la părinții. De unde? Dintr-o dată. Și atunci, sunt unii care se lansează afaceri ilicite. Fac o firmă, tranzacții, formală, cu ce, tot ce se poate. Și sună bine, nu? Ne îmbogățim. Niște bani, fonduri europene, câștigăm, înșelăm. Parte pe misiunea Hristului, nu? Și la biserică, și la săraci. S-am auzit pe unul spunând, dacă m-ar ajuta Domnul și aș câștiga la loterie, eu aș face o adunare, sunt. Toată casa de adunare eu aș construi eu. Îți dai seama, frate, câți bani s-au adunat, numai lozul cel mare. Și am spus, bă, băiete, cineva mi-a spus că există o carte. Ce s-a întâmplat cu oamenii care au câștigat super foarte mare la loterie. Niciunul nu a ajuns să bătrânească și niciunul nu a ajuns să bucure de bani. Că toți ceilalți care au pierdut l-au prăstat. Vezi, să nu fii următorul episod. Deci, diavolul, când îți propune ceva, poate vei spune dumneavoastră, frate, ne iei drept oamenii serioși care umblăm așa cu alba neagră pe motogar. Crezi că ne ocupăm la piață cu tranzacții, cu marfă contrafăcută, să vindem chinezării pe marfă germană? Auzi, diavolul are și altă momeală.
Știți care este una lume al diavolului în plan financiar? Mamona. Și vine diavolul la urmă și spune, băi, trebuie să muncești. Și muncești, și nu mai trebuie să fie la adunare. Și în munca ta, pentru că alții nu se țin de treabă și angajați nu muncesc, ești tot timpul nervos și supărat. Și diavolul spune, n-am câștigat. Nu mai e timp de rugăciune, stresat tot timpul. Cineva a luat un interviu la casa la bogătați și îl întreba, cum ați ajuns bogați? Știți care a fost răspunsul cumulativ? Toată ziua ne-am gândit numai la bani. Vrei să deveniți rog bani? Se spune că un copilaș a băgat mâna într-o oală, așa, tip culcior, și plângea că nu poate scoate. Și nu spunea, cum ar trebui să o fac mâna așa repede? E băgat o subțire și nu pot scoate. Din deja de ești! Știi ce o scopi la fel? Dar scapa! Asta-i problema. Și te ține diavolul cu mânuța bună, că nu scapa, nu? Și te-a așa. Și lista e lungă cu câte vrea să ne înșele. E specialist. A înșelat pe înger, dragii mei. Lumea este piața diavolului. Internet, economie, relații tinerești, toate astea sunt în modelul lumesc gândit de diavol. Are și Dumnezeu varianta lui. Dumnezeu vrea să muncim și să ne binecuvinteze. Mai întâlnim tineri care spun, frate, dar ne căsătorim, nu avem casă, nu avem mașină. Eu când m-am dus la peție, aveam o bicicletă. Și am stat în casă pe chirie. Dar acum avem și casă, avem și mașină și putem să spunem că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și ca mine pot să spună mulți, că Dumnezeu îi ajută. Diavolul vrea să juri azi, să blăcomești și să muncești cum să-i astăzi, care e clar. Acum! Dumnezeu spune, pe azi îți dau pâine și pe mâine îți dau și celălalt care ai nevoie. Și noi alegem. Să mergem pe varianta sistemului lumesc impus de diavolul. De fapt, să păcătuim, să ai o relație vinovată, să ai bani mânjiți, să ai mintea stresată, relațiile frânte. Și Dumnezeu ar fi vrut să ai o familie frumoasă, să ai avere, dar cu vremea, să ai relații de prietenie bune. E un diferent. Ce alegi? Ce spune Scriptura aici? 1 Timotei, 1 Ioan, capitolul 2. De fapt, metoda prin care putem să-l învingem pe diavolul. Vă scriu tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Dragii mei, Biblia aveți, de data asta, hai, vreau să văd dacă ne mai înțelegem. Se ridice mâna sus cine are Biblia acasă. Vă rog. Mulțumesc. Înseamnă că voi toți să-l puteți învinge pe diavol. Dar nu vă trebuie altceva. Biblie. Nu vă trebuie o bibliotecă de lumini volume, dragii mei. Să spui, eu venit diavolul la mine și n-am cum să gândim până nu studiez volumul 700. Nu! Nu trebuie să studiezi Enciclopedia Britanică. Ca să-l învinzi pe diavol. Se ajunge Biblia. Încă ce e mai interesant, Dumnezeu în așa fel ne vorbește, încât nici nu îngăduie pe diavolul să vină, dacă noi ne facem temele la vreme, înainte a învățat o lecție. Spuneți-mi, vă rog, ce-a fost întâi porunca să nu mănânce din pom sau ispita de a mânca din pom? O să zic că întâi cuvântul și apoi este ispitire. Și uite așa, voi, fetelor, ați învățat, ați fost învățate de părinți, dacă veniți la biserică, dacă citiți în Biblie, vom fi învățați cum să muncim, Biblia te învață tot. Cum să te căsătorești, cum să-ți faci firmă, cum să muncești, ce relații să ai, cum să te comporți când mergi la piață, ce să faci în toate domeniile. Și diavolul vine și te ispitește. Și dacă ții cont de ce-i scris,
pietra ca să-l vadă vederea lui. Să spună ce a zis Dumnezeu, cuvântul. Să nu mâncăm din pom. Și diavolul spune, poate e frumos, să nu mâncăm din pom. Te-ai dulce, să nu mâncăm din pom. Te-ai grozav, dar la omul, să nu mâncăm din pom. Cum zice vorba poporului, una și bună. Dar aici ne bate diavolul, că insist. Am întrebat o dată pe o tânără, păi ce adică o dați te duci cu mașina cu omul ăsta? Zice, frate, nu știi băiat, că încolo le-am furat și-o bătut loc de mine. Ce zice, de ce te duci? M-a sunat și mi-a trimis 30 de mesaje. Trebuia să-ți trimită 300 de mii de mesaje. Să nu te duci. Aici ne bate diavolul. Orică nu știm cum trebuie, orică el insistă și noi și dăm. Domnul Iisus, cum l-am zis pe diavol? Cu cuvintele este? Este scris. Punct! Și nu mai ar trebui să facem. Știți cum este cu diavolul? Imaginați-vă că mergeți pe drum. Indicatoare, marcat. Și diavolul e în mașină și zice, băi, depășește! Că ne trebuie! Uite linie continuă. Dar nu-i poliția aici! Mă interesează, o să spune legea. Ajungi în intersecție? Mă iau la treabă. Păi, e sensul interzis. Auzi, e scurt. Mai merge cu conjurăm. Acolo scrie accesul interzis. Și dacă tu respecti regulile astea de circulație, vorbim cu strada de drept, o să fii toamnă dar vreodată. Pot să fie polițist în fiecare intersecție. Și încă unul la jumătatea străzi. Dacă tu ești legal, n-ar ce să-ți facă. Așa putem să-L învingem pe diavolul. Dumnezeu ne-a învățat cum să ne apărăm. Noi știm, numai trebuie să rămânem ferm. Doamne, ajută-ne! Mai este ceva. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu. Ca să ne dea putere. Și să ne fie mintea liberă să ne aducem aminte ceea ce este scris. Că dacă nu ți-a făcut aminte când ești în sala de examen, după aceea, la ce folos? Aș vrea să vă rămână ca temă pentru acasă. Să vă angajați, dragii mei, tineri în primul rând și de orice vârstă ați avea, să citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Să fiți conștient că diavolul vine la dumneavoastră de dimineața până seara și uneori și noaptea în vis ne ispitește. Și are moment, prezintă lucrurile de parcă n-ar fi nicio problemă, ca și cum ar fi avantajul nostru. Dar gândiți-vă că s-a pus diavolul la Domnul Iisus. Doamne Iisus, Tu ești flământ, de atâta vreme n-ai mâncat. Eu știu că Tu nu-ți permiți să cer pâine. N-ai bani să cumperi. E prea departe să te duci până în sat, până la tine acasă. Să iei de la cineva, nici pomenea dacă tu să furi. Eu îți prezint cea mai simplă și cea mai nevinovată metodă ca să te mănânci. Uite aceea, bolovanul lângă tine, nu trebuie să faci niciun efort, bolovanul nu e nimănui. Tu tocmai trebuie să intri în lucrare, să faci minuni. Zici o rugăciune, ăsta se face pâine. Și o mânci, n-are nimeni treabă de tine. Așa e. Am fi zis, dar ce e rău în asta? Să ies cu un băiat la plimbare, dar ce e rău în asta? Doar așa să discutăm. Dar e băiat care e niciun. Și nu ți se pare nimic vinovat în toată treaba asta. Ia gândește de mine. Dacă respectăm cuvântul, diavolul nu o să ne poată păcăda niciodată. Dumnezeu să vă dea o Biblie și miluință. S-o folosiți zilnic, dragii mei. Spune că un tânăr urma să plece în altă țară. S-a făcut jamantan. Vine un prieten să tot la aeroport. Grăbește-te că trebuie să ajungi. Și eu zice, imediat. Numai că mai am să-mi pun în geamantan o hartă, un binoclu, o lanternă, o carte de cântări, una de poezii,
o carte de istorie, una de prezice, și prietenul zice, bă, dar de greutate fixă la Dumnezeu, n-ai cum să o pui. Și ia o Biblie de asta mică, așa cum am eu, și-o pune în colțul geamantar și spune, aici, că asta e și binoclu, și telescop, și carte de cântări, și carte de poezie, și carte de istorie, și carte de prezicere, asta e și carte premaritală, asta e și întrebător de afaceri, asta e și carte să vezi cum să ai prietenii. Și ce mai frumos, asta e arma cu care îl învinge pe diavol. Dumnezeu să vă dea o sabie de asta. Și când vine și vă spune una sau alta, nu mă dați odată și spuneți, așa scrie. Și nu trec peste asta. Diavolul uneori e foarte diplomat, că mai vine și el și zice că întâi trebuie să vină cei firesc. Și apoi cei tu obicezi, te spune la tine. Dar voi trebuie să fii suficient de curios și spune, băi, diavole, acolo scrie că întâi cei firesc și apoi cei tu obicezi, de viața asta și de viața viitoare, când îi putem trup firesc și apoi trupul obicezi. Acolo nu e vorba de însurătoare, băi, diavole. Din potrivă scrie, să nu intrați la ele și ei să nu intră la voi. I-a râs versetul și ai biruit. Și ultima idee și-a putea. Știți că ai ultimul verset din ce v-am citit astăzi? 1 Ioan 2:17. Și lumea și pofta ei trece. Unde-s planurile vedete când reții sau actorii? Unde lumea cu renume, cât și lumea omilită și a căzut în luptă în puternic a ispit? S-au dus cu toți la coșul istoriei. Cântărețe, vedete, oameni puternici, unde sunt? I-au păpat viermii, s-au dus cu toți și ascultați ce frumos o încheia textul. Dar cine face voia Dumnezeu rămâne în viață. Adică, spuneți-i diavolului când vă ispitește. Diavole, sistemul care l-ai așezat tu în lume, nu-i bun. Dumnezeu a gândit un sistem mai bun, chiar pentru viața de aici. Și apoi pune-și cireașa pe tort. Spune, diavole, și dacă fericirea ar fi la tine, și-ar fi mai drăguț să am și nevastă șarmantă. Moare și nevastă șarmantă și eu. Dar Dumnezeu, dacă rămân curat numai cu nevastă, o promis că îmi dă veșnicia. Tu ce dai? Diavolul poate să-ți promite, mă, te timp mai evoluează știința și poate trăiți 100 și ceva de ani, nu 100, fără 10, 20 de ani. Da, 120 și ăștia se termine. Zice, să o vorbim că poți să trăiești de 2000 de ani și tot se gata. Dumnezeu ne-a promis veșnicie. Haideți să-L ascultăm. Să-i respectăm cuvântul. Îl vom primi pe diavol cu tot ispitile Lui. Și chiar în lumea asta vom vedea că e mai dulce viața cu Iisus. A venit odată la mine un om în societate și spune, vreau să mă pocăiesc. Și am discutat puțin. Vine a doua oră și spune, bă, domnule, dacă eu mă pocăiesc, trebuie să renunț la amantele mele și să-mi iau comunat sponsorul cu el. Și da, să vă spun ceva. M-am gândit că, de fapt, scăp de niște bani cheltuiți în plus, de niște minciuni pe care trebuie să vin doamna să spun la cealaltă, din trudă. Păi, vezi, măi, omule, că Dumnezeu nu te cheamă la păcăleală. Diavolul te păcălește. Dumnezeu te cheamă la fericire. Chiar aici. Dar și mai frumos, veșnică. Dumnezeu să vă ajute. Să ne ajute. Să ne întâlnim în veșnicia viitoare. Dar nu ne vom putea întâlni numai dacă l-am biruit pe diavolul și ispitele lui. Și Dumnezeu, prin cuvânt, ne învață cum să-l biruim. Și vrea să ne dea veșnicia. Amin.